Echipa de volei Steaua București a învins cu scorul de 3-1 pe Unirea Dej într-un meci din etapa a 12-a în sala Mihai Viteazu din capitală. Meciul a început echilibrat cu un set câștigat la mare luptă de voleibaliștii militari cu 33-31. Setul 2 a revenit tot roșialbaștilor cu 25-18. Elevii antrenorului Bogdan Tănase și-au complicat situația în setul 3, pe care l-au pierdut cu 16-25. Steliștii au strâns rândurile și s-au mobilizat în actul 4, pe care l-au câștigat cu 25-20, încheiind victorioși partida cu 3-1. Unul dintre remarcații meciului a fost stelistul Eduardo Kunski la primul meci pentru echipa militară după reîntoarcerea chiar de la Dej. Cum este să obții victorie tocmai împotriva foștilor tăi colegi? Este palpitant. Le-ai spus secretele colegilor, unde sunt ei mai buni și unde sunt mai slabi? A trebuit să le spun, vă dați seama, bineînțeles. Antrenorul stelist Bogdan Tănase este conștient de importanța victoriei din acest meci în vederea calificării echipei în play-off. Știam că va fi un meci greu, pentru că una dintre noi două se bate pentru ultimul loc care accede în play-off. Având în vedere celelalte echipe, transferurile pe care le-au făcut în această iarnă, aici era foarte important ca noi să câștigăm meciul acesta. După această victorie, Steaua a urcat pe locul 6 în clasament cu 18 puncte, iar următorul meci pe teren propriu va fi pe 2 februarie cu CSM București, tot în sala Mihai Viteazu.